Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. Continuăm discuția noastră cu Maria Iordănescu, misionară în India, mai precis statul Bihar, unul dintre cele mai mari state din India, unul dintre cele mai populate state din India, unul dintre statele în care lucrarea spirituală se face cu multă, multă dificultate. În emisiunea anterioară am vorbit despre începuturile ei în misiunea din India, chemarea pe care a primit-o de la Dumnezeu și am finalizat emisiunea precedentă vorbind puțin despre un proiect pe care Dumnezeu i l-a pus pe inimă și pe care l-a început. Este vorba de un orfelinat. Maria, continuăm discuția noastră. Ai început cu 6 copii. Da, câți copii sunt acum? Acum avem 34 de copii și cei 3 ai noștri biologici. Da, pentru că tu nu mai ești doar Maria Iordănescu, ești Maria Iordănescu NAM. De ce NAM și de unde? Da, prin căsătorie este titlul soțului meu. Numele soțului tău? Da, numele lui în engleză este Jonathan, dar numele corean, pentru că este din Corea de Sud, este Nam Byung-jin și Domnul m-a binecuvântat cu acest soț. Partenerul meu de viață, chiar pe câmpul de misiune, cu 9 ani în urmă am sărbătorit acum pe 3 octombrie. La mulți ani! La mulți ani! Domnul ne-a binecuvântat cu Domnul. După căsătorie cu 3 copii, un băiat și 2 fete. Cum v-ați întâlnit? Cum v-a pus Dumnezeu împreună? Da. Întreb asta și aș vrea să te oprești câteva minute asupra acestui aspect, pentru că una din îngrijorările mamelor atunci când își lasă fiicele pe câmpul de misiune este aceasta. Se vor căsători vreodată? Da. Cu cine acolo vor găsi persoana potrivită? Cum a lucrat Dumnezeu în viața ta în privința asta? Da, înțeleg. Și mama mea a trecut prin aceleași sentimente și a fost încercată de aceeași grijă care este naturală pentru o mamă care te-a născut. Mai ales când ajungi într-o, cum să zic, pe alt continent, indiferent de ce țară, dar când ești la o distanță semnificativă. E greu de crezut că Domnul poate să-ți dea sau să-ți găsești partenerul de viață pe câmpul de misiune. Este într-adevăr greu, mai ales pentru mine, fiind într-o zonă atât de izolată și nepopulată de mulți misionari sau nici măcar pe lista, asta turistică, a punctelor turistice din India. Deci, pentru mine a fost cu mai multe restricții, da? Mult mai mult, da? Deci o zonă în care potențial candidați nu calcă. Nu. Deși m-am dus singură, da, după 6 ani când am experimentat această viață de single, dacă pot să spun așa, necăsătorită, pe câmpul de misiune, Domnul m-a condus într-un punct culminant când toată independența mea și autosuficiența mea, da, a fost adusă la zero. La zero. Cum așa? Pentru că nu m-am dus niciodată în India cu nevoia de a avea un partener de viață, nevoia de a avea un ajutor sau de a fi eu, da, ajutorul potrivit. Deci nu era deloc, aproape de caracterul meu, de temperamentul meu în acel moment. Nu era deloc pe lista mea de rugăciune. Și ai descoperit? Dar Domnul dintr-o dată că m-a plasat în asemenea mediu, într-un asemenea mediu și în asemenea circunstanțe și într-un mod progresiv a făcut să distrugă, da? să spargă în bucățele toate acele suficiențe pe care eu le consideram și să-mi doresc și să mă rog pentru un partener de viață, pentru a continua lucrarea. A creat Domnul chiar un moment de criză, da? Pe lângă acest lucru manual progresiv în viața mea, a creat chiar un moment de criză când familia mea
au vrut să mă retragă, urma să vin acasă pentru obținerea vizei, pentru căsătoria fratelui meu, al cincelea. Și știam că atunci s-o planificat și vreau să exercice cea mai mare presiune pentru a nu mă mai lăsa să mă întorc în India. Câți ani aveai deja de India? 6 ani. 6 ani. 6 ani. Dar aceasta a fost criza care Dumnezeu a creat-o în mod intenționat. Și atunci am strigat Domnului și a zis: Doamne, dacă vrei să mă binecuvântezi, nu vreau să mă duc acasă, să nu mai întorc, nu vreau să rănesc pe mama, frații mei, cei care se roagă pentru mine și mă susțineau, da? Am zis, dacă vrei să mă binecuvântezi, să mă binecuvântezi acum și aici. Nu m-am mai uitat că sunt în junglă, nu m-am mai uitat că am pierdut toți prietenii care i-am avut și n-am fost în stare să îi mențin prin comunicare, pentru că nu aveam e-mail, nu aveam acces la telefoane atât de mult. Deci am pierdut, cum să zic, absolut totul la nivel de prieteni, de relații. Dar nu m-am uitat la nimic din toate astea, ci pur și simplu i-am poruncit Domnului printr-un strigăt de disperare: Doamne, dacă vrei să mă binecuvântezi, binecuvântează-mă acum, aici, pentru totdeauna. Atât a fost rugăciunea mea și punctul de bifurcație, da? În viața mea, da? În ce privește de relație, de familie. Și Dumnezeu a adus o prietenă a mamei mele indiene. Vorbește-mi un pic părinți. Și de acești părinți indieni. Domnul, luându-mă pe mine de aici, din România, mi-a dăruit niște părinți indieni, nu din primii ani, când am ajuns, chiar după 2-3 ani, niște părinți indieni, pentru că acolo, eu fiind singură, necăsătorită, fără niciun membru, cum să zic, acolo fiind o cultură care pune accentul pe comunitate și pe familie, pe familia lărgită, nu pe individ, eu nu prea aveam niciun fel de credibilitate, nici multă mișcare, nici autoritate, influență. Da, oriunde mă duceam, mi se dădea pentru orice conexie, orice legătură, mi se dădea să completez cine e gardianul meu, cine mă girează pe mine. Mi-am dat seama că pașaportul nu mi-e suficient. Și din cauza asta, mai mult decât am înțeles eu, pentru că nu eram atât de bine ancorată în cultură, ancorată, au fost această familie, Lima, care îi numesc eu în engleză uncle, auntie, da? Unchiu, mătușa, sau ei au jucat rolul de părinți pentru mine, care mai mult ei au înțeles nevoia mea și m-au adoptat ca fiica lor pe lângă cei 3 copii al lor. Mi-au fost mentori, mi-au fost părinți, mi-au fost cei care m-au disciplinat, m-au direcționat, m-au hrănit. Cum să zic, mama mea a fost care a dus primii copii la orfelinat, pe unde, din zona în care ei fuseseră transferați înainte de a veni în Patna. Deci acești părinți, da, au fost și încă sunt părinți pentru mine, deși mama mea nu mai este, cu un an în urmă a trecut la Domnul. Acum, în septembrie, ne-am amintit de trecerea ei în veșnicie, dar unchiul, tatăl meu, este acolo, deși în alt stat, după pensionare. S-a retras. Da, s-a retras la... Dar păstrați legătura? Da, da, sigur că da. Ne ducem în anual și el vine anual. Și închidem paranteza acum. Da, acești părinți au fost vizitați apropiată. Deși ei erau îngrijorați și vreau și ei se rugau. Și ei căutau, pentru că după cultura indiană aveau responsabilitatea asta de a căuta. Aveau responsabilitatea asta și căutau. Și mă întreba dacă pot să accept, sunt gata pentru a avea indian și ca soț un indian și, mă rog, ei făceau din spate și făceau această... Tu erai gata să accepti și un soț indian? Da, în momentul ăla de criză, da. Am renunțat la orice listă, la orice dorințe și am spus Domnului: Doamne, o singură dorință mi-a rămas pe listă. A fost aceea ca prin căsătorie să nu fiu luată de pe câmpul de misiune. Da, și Domnul a respectat-o, că mi-a dat om de pe câmpul de misiune. Mi-a dat un soț care era pe câmpul de misiune. Deci nu mă interesa ce culoare avea, ce
galben-negru, asta n-a fost absolut deloc, s-a dus de pe lista mea. Aveam o singură dorință, să nu fiu luată prin alianța de căsătorie, să fiu desrădăcinată, mutată de pe câmpul. Cum ți-a vorbit Dumnezeu? Dar în mod foarte literar, adică foarte specific, deși eu poate nu eram atât de pregătită să discern, da, singură, la nivel, la momentul ăla, călăuzirea lui Dumnezeu, Dumnezeu a folosit o prietenă a mamei mele indiene care a trecut prin oraș pentru o singură zi. Și ne-am întâlnit la biserică în limba engleză, unde eu activam. După biserică m-am fost introdusă de mama mea, prezentată de mama mea și ea m-a întrebat despre starea mea civilă, despre ce fac, despre lucrare și în timp ce noi discutam și mă privea cu ochii deschiși, mi-a spus: Maria, Duhul Domnului spune să-ți spun că soțul tău este din Coreea de Sud. A fost un șoc foarte mare, în același timp o bucurie care s-a născut în inima mea și mi-am dat seama, pentru că nu o cunoșteam deloc, aveam două variante, să o cred sau să nu cred. Și atunci am zis Domnului, dacă e de la Domnul, se va întâmpla cu siguranță 100%. Dacă nu, nu voi fi o dărâmată de credința mea datorită acestei vești. Și deși nu era nimeni în fața mea sau pe listă, da? No, lucrasem cu frați din Coreea, încă erau în Patna sau în altă zonă, mai nordul Biharului, misionari coreani, n-am putut să mă gândesc la absolut nimic. Dar după două săptămâni de la această veste, vine un frate misionar din nordul Biharului, chiar din Darbanga, și cum eu ajutam echipa din care el făcea parte, eu nu mai eram parte atunci, da? Deja pionierasem lucrarea cu orfelinaturi, dar în absența lor asistam și ajutam misionarii noi veniți și bugetul care era nevoie acolo dacă plecau pe perioadă de 6 luni sau i-au lăsat mie aceste responsabilități pe atunci. Și atunci a venit, mă rog, și printre altele au venit să-mi propună să ne căsătorim, bineînțeles că în limba hindi, pentru că el era deja de 2 ani jumate în Darbanga și învățase limba hindi, nu avea engleza pe atunci, decât foarte puțin, da? Deci limba noastră comună a fost, lucru care m-a șocat foarte tare, dar Domnul, pentru că nu simțeam nimica, pentru că nu mă gândisem niciodată la asta, dar Domnul mi-a amintit de spusele acelei surori. Și atunci m-am speriat și am zis: Doamne, doar n-o fi ăsta. Și atunci am mai rămas să mai clarific cu Domnul partea emoțională de simțăminte și i-am cerut să... i-am răspuns că am nevoie de ceva timp să mă rog. Nu i-am spus lui nimic despre ce s-a întâmplat. Eu urma să... Domnul să-mi clarifice restul, da? Ce urma, da? După... spusele acelei surori. Dar în timp de o săptămână m-am rugat, am mai comunicat prin telefon, pentru că el chiar în ziua aia a trebuit să se întoarcă în Darbanga. N-am petrecut timp mult, dar normal că nu am vrut să intru într-o căsătorie chiar în India după tradiția indiană prin aranjament. Asta era împotriva naturii mele și modului în care Dumnezeu m-a creat și deci doresc să fie aranjamentul lui Dumnezeu, da. Nu al oamenilor. Da, vroiam să simt și la nivelul inimii. Era un mesaj care mi s-a comunicat, mi s-a transmis, dar trebuia să simt. Deci ai fost cerută în căsătorie, da. În limba hindi. În limba hindi, da. În Bihar, da. Și în timp de o săptămână Dumnezeu a mișcat inima mea, mi-a dat așa o încredințare că îl cunosc, deși nu-l cunoșteam deloc, îl cunosc de mult, din totdeauna, deși nu puteam să vorbesc mai mult de 10 minute despre el, dar era o pace și chiar Domnul m-a făcut să mă simt bine, da, vorbind la telefon, și a trebuit, când Domnul era experiența lui și alte confirmări, bine, asta nu-i povestea lui, asta e povestea mea, dar când Domnul ne-a adus împreună, atunci și el a împărtășit și povestea lui și a trebuit să luăm decizia. Poți pe scurt să... Nu pot, pentru că n-are trebuie farmec din gura mea. El. Îmi pare rău, dar da. N-are farmec din gura și mea. Și acum, pe scurt, cum a fost căsătoria asta?
Da. Unde s-a efectuat? Cum am spus, era momentul de criză când trebuia să vin în țară. Atunci am sunat părinții noștri. Ne-am dus prima dată, a doua zi, înainte ca el să meargă, când să plece din oraș, ne-am dus la părinții mei indieni. Ei au trebuit să-și dea... Ei au fost foarte bucuroși. Ei nu s-au gândit că Jonathan are atâta tupeu și curaj să vină să-mi propună. El a împărtășit cu liderii lui, care n-au avut nimic împotrivă, dacă eu răspund pozitiv. Dar părinții mei au fost primii care ne-au, cum să zic, acreditat, ne-au susținut, s-au rugat pentru noi, ne-au și interzis distanță. Ne-au și interzis, da, acele reguli indiene, da, de nu, a nu ne întâlni, de a nu așa și așa. Și am încercat să urmăm sfatul lor, ei au fost în spatele nostru și după aceea ne-am sunat părinții, da, el a sunat pe mama lui din Coreea, pentru că numai mama mai este în viață, eu am sunat pe mama mea și frații mei, da, și ei au lăsat toată decizia pe noi. Și mai ales familia mea s-a bucurat pentru că mama mea se rugase de mult pentru a nu mai fi singură pe câmpul de misiune și asta a făcut ca noi să călătorim împreună în România când eu a trebuit să vin pentru viză și să facem cununia civilă în țară, România. Aici în România, da. După care a urmat nunta în Coreea și nunta indiană când ne-am reîntors pe câmpul de misiune în casă la părinții mei indieni. Încă un singur lucru legat de căsătorie și de familie mixtă. Care sunt provocările unei căsătorii interculturale, lingvistice, etnice? A vorbi măcar o limbă. Și care este limba voastră acum? A avea măcar o limbă să comunici. Pentru noi a fost hindi la început. În prezent, da, noi încă n-am învățat limbile celuilalt, da? Eu coreana sau el limba română. Dar hindi și engleza, da, sunt limbile prin care noi comunicăm, ale familiei. Și asta cred că este a fost una dintre probleme. Și încă mai este la nivelul limbii, dar nu e suficientă. No, acum, faptul că noi nu am trăit în țara celuilalt, Domnul ne-a dat această corabie salvatoare, Biharul din India. Și el fiind înainte de căsătorie acolo, eu fiind, noi eram toți focalizați în a înțelege cultura indiană, în a vorbi limba, în a mânca mâncare indiană. Deci ăsta a fost mediul, liantul și cuvântul Domnului, pe lângă chemarea pe care Domnul ne-a dat-o foarte specifică de a ne alătura în acest jug, da? A fost cuvântul Domnului care noi l-am considerat că ea, dincolo de limbă și de toate adaptările noastre pe tărâmul indian, cuvântul Domnului care trebuie să fie prima și cea mai puternică, cum să zic, cel mai puternic aliant în a ține căsnicia noastră la oaltă. Ori de câte ori mi-aduc aminte când aveam orice neînțelegere sau diferențe, n-am încercat niciodată să ne impunem culturile noastre și absolut doar, pentru că nu existau. Deci da? Ați decis amândoi să îmbrățișați noua cultură, mm-hmm, da, în care ați fost care așezați de către Dumnezeu și în care unde au trăiați. Fost născuți copiii noștri și ei au ca limbă maternă tot limba hindi. Da, și îi învățați și limbile voastre. Da, au învățat. I-au învățat alții că noi n-am prea vorbit, da? Domnul a dus pe sora mea și de asemenea sora lui care au învățat limbile noastre, Domnul le-a dat. Pe copiii voștri. Da. Ne întoarcem acum la lucrări, pentru că acum sunteți împreună, o familie, da, există sinergie, mai multă putere, da, în lucrare. Și aș vrea pe scurt și le reluăm și amplificăm care sunt proiectele majore în care sunteți implicați. Pe lângă acest orfelinat care, iată, a pornit cu, da, 6 copii, a ajuns la 34 acum. Da. Ce vreau alte proiecte? Vreau să vă mărturisesc că lucrarea prezentă, da, ea a crescut, da, cu repeziciune din momentul în care noi ne-am aliniat, am ființat ca și familie, ok? Ca și familie. Lucrarea prezentă, da?
Deci, din momentul în care ne-am căsătorit, eu a trebuit să adopt și câmpul de misiune al soțului, de unde el venea, din nordul Biharului, da? Deci, prin această alianță de căsătorie, câmpul de misiune s-a extins. Deci, lucrarea din Patna, de orfelinat, de școală duminicală, în Mahala, cât și implicarea mea la biserica în limba engleză, alături de lucrarea soțului meu, care era prin evangelizarea vecinătății lui, unde stătuse deja 2 ani jumate într-o Mahala, lucrarea cu tinerii, lucrarea într-o bisericuță locală de 5-6 persoane. Ca să-i ajutăm și... pe telespectator să înțeleagă la ce distanție Darbhanga de Patna, capitala Biharului. Și cât de mare este acest oraș? De 5 ore. Nu s-a atât de multă, mare distanța, dar datorită drumurilor care s-au, mulțumim Domnului că în ultima vreme s-au mai îmbunătățit. Dar a făcut 4, drumul ăsta. 4-5 ore, da? Distanță spre nord, da? Spre nord. E Darbhanga, unde acolo trăiește un grup etnic, Maithili, care au limba lor, da? Înainte de limba hindi, au limba lor Maithili. Acest grup. Și el, a câmpul lui unde Domnul l-a chemat de la început, a fost acest grup Maithili, în mijlocul acestui grup etnic. Și pentru că am ajuns în Darbhanga, hai să rămânem acum mai mult în Darbhanga. A început o lucrare de pionerat, practic, în mijlocul acestui grup etnic, da? Da. Prin ce se caracterizează acest grup etnic? Știi cât este de larg? Care este lucrarea voastră acum acolo? Da. Darbhanga are o populație de 4,5 milioane, da? Numărul credincioșilor nu se ridică la mai mult de 300, ok? Da, o mare, mare nevoie. În prezent, da? Înainte, când m-am dus eu cu 9 ani în urmă, era mai mic acest număr al credincioșilor. Cred, da, dar ne-am dus acolo și am avut pe inimă să lucrăm, să continuăm ceea ce soțul meu făcea. Era o bisericuță locală care nu avea construcție, era într-un șopru, da, într-un șopru atașat lângă casa păstorului indian. Am început să lucrăm la viața de rugăciune din această biserică, ca să se poată evangeliza prin această bisericuță. Dar acest păstor, deși era destul de vârstnic, peste 70 de ani, nu prea dădea voie să se facă aceste lucrări evangelizării în aer liber. Noi am încercat cu toate. Era teamă sau nu avea viziune? Nu avea viziune, era de 45 de ani păstor acolo, dar eram 6 oameni. Și se mulțumea cu acei 6-7 oameni. Erau, da, niște legături și era, mă rog, un sistem din ăsta de a controla. Și n-a ridicat lideri. Erau oameni vârstnici care încă își mai notau cu caietul, cu pixul predicile lui, dar care nu le dădea voie să facă nimica în cadrul, pentru că dacă eram puțini, unul era suficient pentru noi, dar toți ceilalți puteau să iese în afară. Și atunci ne-am focalizat, Dumnezeu ne-a călăuzit în localitatea unde noi stăteam cu chirie. Nu era niciun credincios. Dumnezeu, după multă rugăciune, ne-a călăuzit să ne focalizăm și să petrecem mai mult timp cu vecinii, să-i vizităm, să ne rugăm pentru ei, să vină la noi. Și atunci, pentru prima dată, am zis, trebuie să evangelizăm cartierul, vecinii, colonia unde noi stăteam acolo cu chirie. Așa a început că mergeam în Mahala, vecinele mele, și Dumnezeu ne-a ajutat să punem bazele unei bisericuțe, Biserica Agape din Darbhanga, chiar printr-o școală de alfabetizare, pentru că aceea era ușa deschisă și acolo, și am avut o școală unde 250 de copii veneau zi de zi. Prima școală, acum sunt mai multe, dar în cadrul acestei școli, vizitele, relațiile cu părinții, orice program la școală, părinții erau. Și pe lângă acestea, Dumnezeu ne-a ajutat să luăm o chirie pentru biserică, separat, în casele bogaților, celor din casta superioară care aveau case, da, și își permiteau să luăm o chirie, să ne adunăm cu vecinii noștri, cu primii credincioși,
Și de asemenea am început evangelizări. Am început la 2 luni jumate să avem evangelizări în aer liber. Bineînțeles că la început nu au venit mulți oameni, nu se mai întâmplase asta în Darbanga, nu se mai întâmplase. A fost nou, au durat câțiva, primul an așa mai steril, mai greu pentru noi. Noi să învățăm cum să facem, cum să facem cunoscut oamenilor, dar... Da, timp de 5-6 ani a continuat aceste evangelizări care au contribuit la creșterea bisericii Agape. În prezent sunt 100 de oameni care se adună în fiecare duminică împreună cu copiii. Copiii sunt mult mai mulți în cadrul școlii de alfabetizare, în cadrul școlilor duminicale din Mahala, dar nu toți vin duminica pentru că nu avem suficient loc, da, unde să ne întâlnim. Dar ne ocupăm de ei în timpul săptămânii, sâmbătă, la școala duminicală, când avem cu ei. Dar în această bisericuță, acum din luna septembrie, în urma ultimelor evangelizări care s-au făcut, avem 35 de oameni care s-au înscris pentru lista de să fie botezați pe lista de botez și chiar din septembrie a început catecheza cu ei, și soțul meu și păstorul cu care face parte din echipa noastră din Darbanga au început această pregătire, da, a lor pentru a încheia legământ cu Domnul în apa botezului. Care este una dintre marile nevoi acolo în Darbanga, nevoi pe care hai să o împărtășim cu telespectatorii noștri? Da, n-a fost de la început, dar o nevoie prezentă odată cu creșterea bisericii Agape, este nevoia de a avea un loc propriu de închinare, o biserică. O clădire. Pentru că am fost o clădire, un pământ în primul rând, pe care să se ridice o biserică. Biserica în mod fizic, care este prezentă acum în Darbanga, este lângă gară Biserica Catolică, unde oamenii cu ocazia Crăciunului mișună de la satele din jurul orașului Darbanga și chiar când coboară din tren, văd biserica, statuia și oamenii se duc să se închine și zeului creștinilor, unde preoții, alături părinții de mulți catolici alții de... le dau și o bucată de cozonac. Da, alături de mulți alții, da, dar să se dea pe bune și cu zeul creștinilor. Dar nu cunosc nimic altceva și nu este o altă infrastructură. De aceea e o mare nevoie să avem o biserică evanghelică, o biserică creștină, chiar în mod fizic, unde oamenii să aibă mai multă libertate de a veni la închinare, pentru că am ajuns în acest punct și nevoia noastră s-a acutizat în urma unor experiențe dureroase, pentru că de 4 ori am fost dați afară cu chiria bisericii, din casa oamenilor din casta superioară, brahmanilor, rajput, bumiar, diferite caste, așa cum din ce casta aparțineau proprietarii acestor căști. Dar de 4 ori am fost dați afară pentru că oamenii din castele inferioare găseau tot mai greu, erau acceptați să treacă poarta, pentru că și ei stau în aceeași casă. Da? Stăpânul casei, proprietarul casei și oamenii din castele inferioare nu au acces atât de liber și nu sunt așa de acceptați sau de bine primiți de cei din castele superioare. De aceea am fost de fiecare dată afară. Odată am fost un tânăr care a fost dezmoștenit din familia lui pentru că s-a întors la Domnul și a fost aruncat în stradă. Și acolo unde noi ne întâlneam cu biserica aveam o cameră de oaspeți unde l-am găzduit pentru o lună de zile. Când iar proprietarul a aflat că astfel de își găsește adăpostul sub acoperișul lui și pentru din nou am fost dați afară. Au fost tot felul de piedici pentru a ajuta la creșterea Bisericii Agape. Am avut din contră numai pierderi, pentru că deja, mutându-ne de atâtea ori, oamenii deja la distanță, femei, copii, să călătorească la temperatură de 35-40 de grade, 10 luni ale anului, să vină 3-4 km pe jos, să se întoarcă pe jos, pentru că nu sunt bani de o rickshă, de o autorickshă. Și toate acestea n-au contribuit
da? Lipsuri, piedici, obstacole n-au contribuit la creșterea bisericii, ba din contra. Dar cu toate astea, Dumnezeu a fost credincios și iată aveți 100 de oameni. Pentru că s-au continuat aceste evangelizări în care s-au aruncat bani, da, s-au aruncat mulți bani. S-au investit mulți bani. Două luni în urmă, nu s-au aruncat, mă scuzați, s-au investit în împărăția Domnului și n-am vrut niciodată, indiferent de prin ce criză am trecut financiară, n-am vrut să întrerupem. Chiar anul acesta, când trebuia să adunăm banii pentru plata pământului, da, pe care suntem acum, am fost tentați, am fost ispitiți să nu mai facem aceste evangelizări. Pentru că trebuie cel puțin, da, 2000 de euro. Și am zis mai bine să adunăm pentru achitarea pământului. Dar ne-am dus înaintea Domnului, ne-am rugat și am zis: Doamne, până când vei veni Tu, asta nu va înceta. Indiferent, pentru că de cele mai multe ori n-am avut bani și totuși Domnul a făcut posibilă aceste evangelizări. Totdeauna câte două zile avem aceste evangelizări, la două luni jumate, și ne-am dat seama că ăsta e scopul pentru care suntem acolo. Așa este. Și n-am vrut și n-am compromis niciodată orarul acesta al evangelizărilor în toți acești ani de când s-a plantat biserica. De aceea Domnul a alăturat noi credincioși, da, care fac parte, da, din Biserica Agape. Da, deci, stimați telespectatori, să urmărim împreună un scurt program de evangelizare în Darbanga. Yeshu me, Yeshu ne.
Sat Melega, Na Melega. आप यहाँ से मेरे आवाज को ध्यान से सुनिए. एक भाई है जो विनती कर रहा है, कह रहा है हे यीशु. Am urmărit împreună un scurt program de evangelizare în Darbanga, da. Program în care Maria, Jonathan, echipa de acolo sunt implicați și profit de acest moment în care mă adresez dumneavoastră, dacă Dumnezeu vă atinge, vă sensibilizează în timp ce urmăriți discuția noastră despre lucrarea din India, sunteți cât se poate de bineveniți să vă implicați în a ajuta familia Iordănescu Nam, biserica Agape, practic, din Darbanga, împărăția lui Dumnezeu, Darbanga. Să aibă un loc acolo. Maria, de ce este pământul așa de scump? Pentru că este o absurditate, este un paradox, o mare sărăcie acolo și cu toate acestea, prețurile acolo pentru pământ sunt mai ridicate decât aici. Sunt mulți factori. Începem cu cel mai mare. Numărul și densitatea ridicată a populației, care crește chiar în momentul în care noi vorbim cu repeziciune. Pe lângă aceste 100 de milioane de oameni, sunt mulți alții care nu sunt înregistrați, ca și fiecare copil din orfelinatele Agape, care n-a venit cu niciun document, niciun voi certificat de naștere, absolut totul. Deci nu sunt ei excepția, sunt mulți alții ca ei. Deci numărul mare, populația, explozia demografică care are loc în statul Bihar, apoi pământul urban de la oraș. Sunt puține orașe în comparație cu pământul de la sate. Și atunci migrarea este de la sat la oraș. Acești oameni din casta Bumiar, care moșierii care dețin pământurile, ei vând pământuri la sate pentru a-și cumpăra la oraș cu scopul educării copiilor lor, da? Și avea acces la educație, la curent, unde la sat sunt 2-3 ore curent pe zi, pe când aici ai poate 8-10 ore pe zi. Deci este această migrare de la sat la oraș. Iar pământul urban nu mai este. Cererea e foarte mare. Cererea e foarte mare. Un alt motiv este un alt motiv care contribuie la creșterea prețului este această dezvoltare rapidă cu numărul populației, când constructorii, da, vin să ridice blocuri. Și atunci ei cumpără tot pământul, da? disponibil pentru construirea locuințelor pe verticală, care sunt necesare populației, da? Și atunci ei, având un capital mare de la bancă sau învârtind acești bani, ei nu plătesc pământul cash la acești moșieri, ci doar fac un act pe valoarea pământului, câte apartamente îi vor și primesc în schimb pentru apartamente, pământ, în blocul apartamente în blocul care se respectiv va construi de acești constructori. Deci ei sunt cei care mătură toate bucățile de pământ, plațurile înaintea omului de rând. Mai este un alt motiv, că Biharul cu 15 ani în urmă, 16 ani, cât și în prezent, este unul dintre cele mai corupte dintre state din India. Deci corupția este foarte mare. Atunci toți fac bani pe orice mijloace și sunt mulți bani la negru care se spală aici.
Deci sunt banii la negru care se aruncă și contribuie la creșterea prețului. Iar moșierii nu lasă din prețuri pentru a nu se împroprietări oamenii din castele inferioare, care n-au atâția bani. De asemenea, mai este, cred eu, cel mai important motiv spiritual, care nu este, această situație nu e prezentă în alte state, da? Pe bucățică foarte mică, noi trebuie să plătim o sumă foarte mare, pe când, pe suma respectivă, oamenii în alte state ia hectare de pământ. Da? Dar aici este o legătură spirituală. Cum vă spuneam, că adevărata luptă este spirituală în a supraviețui, în a trăi, în a sluji printre acești oameni și se răsfrânge și la nivelul pământului, la nivelul proprietăților, ca creștinii să nu poată să pună piciorul, să aibă o proprietate, un loc care să le aparțină lor. Construiești tot de tot ceea ce avem nevoie noi, pentru orice trebuie să dăm bani, să închiriem la frații catolici. Ei au spitale, ei au școlile cele mai bune, ei au centre de conferințe. Absolut toți banii noștri, atunci când evanghelizăm, se duc în altă parte. În altă parte, pentru că noi nu avem nicio infrastructură prezentă. Acolo. Deci e o legătură spirituală, diavolul nevrând ca noi să lucrarea Domnului și împărăția lui să vină și în mod fizic, da, să crească. Timpul trece așa de repede, Maria, și aș vrea să ne întoarcem de la Darbanga, unde ai prezentat această nevoie, și o prezentăm și telespectatorilor, să ne întoarcem din nou în Patna, unde este acest proiect cu cele două orfelinate, sau chiar trei acum. Da. Ce se întâmplă acolo, foarte pe scurt, și care sunt nevoile de acolo? Vreau să vă spun că eu reprezint o echipă, da? Deci nu sunt mama eroină a 30 și ceva de copii. Există o altă familie, da, care s-a mutat cu viziune pe termen lung acolo. Ei sunt părinți la o casă, noi suntem și stăm într-o altă casă cu copiii, dar anul acesta mai nou s-a luat o altă casă în vecinătatea noastră. Ați închiriat o altă casă. Am închiriat o altă casă, da, unde avem un hall unde mai facem anumite programe, conferințe, instruire localnicilor, fie în legătură cu școala duminicală, cu predarea, fie în legătură cu alte proiecte sociale. Și acolo am pus adolescenții care trebuie să fie pregătiți. Primul dintre copiii noștri s-a înscris la universitate, la colegiu, în luna iunie, și ceilalți, trei dintre ei deja vor urma la anul să meargă la colegiu. Ei au trebuit să treacă la un orar mai independent, să administreze bugetul, să fie pregătiți pentru o viață pe picioarele lor, când vor termina educația lor aici și se vor duce, da, pe picioarele lor să lucreze. Deci astea sunt lucrarea. No, toți acești copii sunt în îngrijirea noastră de la început, numărul lor a crescut pe parcurs și, cum vă spuneam, nu sunt aici numai pentru a fi adăpostiți, hrăniți, îmbrăcați sau a le împărtăși dragostea Domnului și a cunoaște pe Domnul, dar acea nevoie majoră de a fi educați. Sunt trimiși, am început prin credință și încă exersăm credința la nivelul ăsta de a-i trimite la școlile bune în limba engleză, pentru că altfel nu vor ajunge niciodată să primească joburi, nu vor fi competitivi la joburile care sunt atât de puține în comparație cu numărul populației. Competiția este foarte mare. Ei trebuie nu numai să crească, nu mai trebuie să fie hrăniți, ei trebuie să-și formeze familiile lor, să rămână pe picioarele lor și mai mult decât să ajute lucrarea Domnului și în continuare alți copii aici, ei vor fi sponsorii acestor copii. Ei, practic, noilor copii sunt, care vor veni. Da, sunt copiii voștri, parte din familia voastră și vă așteptați ca în momentul în care vor ajunge pe picioarele lor să se gândească la ceilalți ca și la proprii lor frați pe care să-i susțină. Bineînțeles că unii au deja chemare de a fi păstor, de a fi misionar, la unii s-a clarificat
această chemare, la alții încă nu. Unii vor fi profesioniști, vor fi poate ingineri, vor fi profesori, dar noi pe toți îi susținem și îi conducem, da? Încurajăm să devină creștini autentici și lideri care să slujească pe Domnul acolo, mai ales după ce Domnul ne va retrage pe noi de acolo. Da, Maria, a trecut timpul așa de repede și aș dori acum la sfârșit, dacă Domnul ți-a pus pe inimă un scurt cuvânt, un scurt mesaj pentru telespectatorii din țara noastră și nu numai din țara noastră, pentru credincioșii din diaspora, dacă ai un cuvânt, te rog să îl adresezi. Da, foarte scurt. Trebuie să continuăm, ceea ce Domnul ne-a încredințat cu orice preț, să fim gata să plătim prețul. De asemenea, să credeți că puteți fi parte în această lucrare, indiferent că sunteți în țară sau în orice altă țară din Europa și nu numai, prin a vă ruga, a ne vizita, a dărui și în mod special a susține și a ne ajuta la plata pământului pentru biserica din Agape, din Darbanga. De asemenea, aș vrea să știți că sunteți bineveniți ori de câte ori puteți să vizitați India, acest câmp de misiune, și să ne susținem în rugăciune. Fiți binecuvântați! Mulțumesc, Maria, pentru că ai acceptat invitația noastră. Stimați telespectatori, ne oprim aici. Vă încurajez din toată inima, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, să vă implicați alături de acești slujitori deosebiți care lucrează în India. Eu am avut harul să-i vizitez de două ori în India și de fiecare dată când am ajuns în țară am spus că fac o lucrare extraordinară cu un devotament absolut ieșit din comun, nemai întâlnit, cu un sacrificiu deosebit, și ar fi extraordinar dacă am putea să fim alături de ei. În ceea ce privește susținerea copiilor din aceste proiecte, în revista Noi Frontiere, în fiecare număr publicăm aici o listă cu copiii din aceste orfelinate care așteaptă să fie oarecum adoptați de către credincioșii din România, susținuți ca să-și poată finaliza educația și apoi la rândul lor să fie slujitori de nădejde. Mulțumim celor care s-au implicat până acum și așteptăm ca și alții în viitor să se implice în aceste proiecte și să le facă posibile. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, scrieți-ne, sunați-ne dacă doriți mai multe informații, iar în ceea ce mă privește, vă aștept cu multă dragoste săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. Nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp. La revedere! La revedere!